Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bună seara, dragii mei. Bună cupcake, seara, cupcake. De iar ai pornit-o. Cupcake, cupcake. Să înțeleg că echipa Sorin Bontea are un motto sezonul ăsta. Cupcake, cupcake. Bune? Da. Sezonul ăsta ți-a încurcat-o. Dar când ne-am încurcat-o noi? Și dacă îl câștigăm, tot o curtă. A, scuză-mă, nu, okay, eu spun gândurile mele cu... Păi văd, dai, te-ai uitat în aia și gata, te-ai pornit. Și de ce râzi? Pentru că... Că noi, cum adică? Deci... Acum știi că ne ții așa în suspans de nu știm ce, Doamne iartă-mă, e acolo și cred că așa să ne lovească, nu? Așa vă țin de 9 sezoane, dragilor. Aș putea să spun da. Că în primul am testat apele. În cel de-al doilea am venit în forță. Iar la al treilea deja... Eram pe cai. Sau pe cuțit, aș putea spune. Și pe cuțit am rămas. Pentru că acum am ajuns. Ce să zică, bă, băiete? La nouă. Sezonul nouă. Da. E groasă, îți dai seama ce... Am vrut să vă povestesc puțin despre aceste 8 sezoane care au trecut și să vă reamintesc că toate s-au întâmplat, da, împreună. Așa este. Voi trei și cu mine. La cât împreună. Mai mult te zic. Doamne ajută. Doamne ajută. Pentru că împreună, eu zic că ne știa de bine. Da. Tema de astăzi. Da. Se leagă puțin cu asta. De-aia râdeai tu mai devreme. Fructe și legume împreună. Oh. Salată. Legumă și fructă în aceeași farfurie nu prea e așa de la îndemână. Adică nu poți să faci mere cu cartofi. Pere și broccoli. Sunt niște combinații care nu ai cum să le faci. Auzi, dar roșia e fruct. Roșia e fruct. Ok. Am aflat ce este avocado, fruct sau legumă. E fruct. Fruct, nu? Nu contează. Și fruct și legumă. Gata, am trecut peste asta. De ce râdeai mai devreme? Fructe și legume împreună. Deci, uite așa. Gina, okay. De ce râdeai mai devreme așa? Histerică. Da. Iar începe. Vrei să vă spun? Da, te rog. Da, hai. Să râdeți și voi. Nu știu dacă noi o să râdem. E de râs sau e de plâns? Este de râs dacă o deții tu. Ca orice altă amuletă de altfel. Nu știu ce ne așteaptă, dar după cum o simt pe Gina, cred că e ceva îngrozitor. Amuleta de astăzi, dragii mei, spune așa. Ia. Ai puterea, ca în bootcamp, să trimiți ce concurent vrei tu într-una dintre cele echipe. Nu, n-ai cum. Mamă, ce amuletă. Băi, deci nu pot să cred așa ceva. Deci asta e amuletă imposibilă, mă. N-ai cum. Adică ai puterea în bootcamp să alegi unul dintre concurenți și să-l trimiți într-o echipă. Ce concurent vrei tu? Mamă, cum vine asta? Cum să bagi un concurent într-o altă echipă din bootcamp? Adică... Adică, ce om e? E unul bun? Nu-l dai pe ăla niciodată, dar e bun, nu? Corect? E unul care e mai slab, că asta e ideea, să-l faci pe ăla, să... Na, să-i creezi un dezavantaj. E unul mai slab sau abar n-am vreun... Cine știe ce, sărit un pic după fix și îl bagi la unul în echipă, nu? Amuleta, nu vreau să discut despre ea. Deci eu această amuletă o urez. O bune? Deci dacă nu câștigi amuleta asta, ești găina școlii. Doamne, ferească sfânt. Băi! M-a înțeles și ce râdeam acum. Nu-i fane. Dacă ai de ținut unul, nu-i fane. Nu-i fane. Doamne! Ferească-te, dar cine gustă, că acum deja no pressure! Incredibil. Astăzi veți fi jurizați de un prieten. Cupcake! Stai, mă, să ne zică, mă! Un om pe care l-ați cunoscut pe vremea când încerca între ale bucătăriei. Între timp a reușit și asta și datorită vouă. Va veni astăzi să vă jurizeze... Cine, mă? Dexter! Bogdan Alexandrescu!
Mă știu cu cei trei șefi de aproape 10 ani de zile. Am fost la rândul meu concurent și jurizat de către ei și cu toți trei țin o legătură destul de strânsă și îi apreciez în egală măsură. E prima oară când jurizez o amuletă și sunt tare curios de reacțiile lor. Puteți să vă bucurați! Nu, că deja mi-a dat temă de gândit. Sau nu? Dexter e pe franțuzism, pe asta. Fa, deci asta e șocant. Pentru că Dexter are o calitate pe care n-am văzut-o la mulți alții și anume un simț al esteticului foarte bine dezvoltat. Și fiecare cu armele lui. În 3, 2, 1, start! Succes! Timpul trece! Tic, tac, tic, tac. Fructe și legume împreună e o temă foarte drăguță, prietenoasă, interesantă. Problema este că ne jurizează Dexter. Juratul... nu e bine azi. Bă, cine i-a dat penseta în mână, mă? Cine i-a dat penseta în mână? Știți cum e, roata se întoarce, oricum ai vrea. Deci, m-am cuiat. Da, și pe mine, e... Aoleu, păi trebuie spume, trebuie dalea, trebuie dalea. Suntem c***i, mă, noi suntem șocați. Amuleta e asta care... Bă, a venit Dexter să ne jurizeze, să se bun? Doamne ferește! Bă, ce facem, băi, frate? N-am lucrat în... la Paris. La Cârciumă Românească, la Paris, făcea fusion franțuzesc. Păi de asta zic. N-am nicio, dar la ce vreau eu, ce-mi trece mie pe-n cap, n-am nicio șansă. Asta-i. Da. Ce faci, Cătăline? Eu o să fac un fel de cobaci, un fel de tartar, normal, un fel de ceva. O... Preparatul meu astăzi se numește cum vreau eu. N-are nume, este preparatul fără nume. Ceva cu ton. Niște fâșiuțe lungi. Și ăștia o să-i marinez. Pentru 40 de minute o să-i marinez cu sos de soia, cu ginger și cu ulei de susan. Toată marinada asta de ton o să o așez pe o sălățică și ea marinată, tot în direcția asta de Asian. Spicy, se numește spicy. Bing, bing, bing. Zău, nu mai știu cu ce să încep. M-a dat peste cap. Deja de când am auzit ok, fructe și legume, gândul mi-a fugit la un cernei de mango, spice așa cu coriandru și să fac samosa. Păi nu spune nimeni că nu pot să folosesc și carne, dar ideea este de a combina legume cu fructe. Ai niște untură de rați? Ai început? Ce trebuie să fac? Steak-ul meu e de conopida, adică nu e... A, să mă, bine că e. Îmi place foarte mult conopida la grătar. Această legumă senzațională este neutră la gust. Poți să o bagi în orice. Cu niște cartofiori, cu niște sălățică, cu sui chili. Nu fac vegetarian în cartofi și mazăre, fac samosa cu carne de miel. Bă, dar parcă nu mânca oaie, mă. Glumă! Blaster! Dar nici tonul nu-i place. Ce să vezi? Tonul? Doamne ferești, dacă nu e bine făcut... E împotriva tartarului. Da, și eu am auzit. Chiar a scris un articol despre asta. Am înțeles acum, da? Parcă am citit că era nebunit după conopidă. Aoleu. A zis că Dumitrescu l-a învățat cu conopida și că... Vezi? Atunci când a descoperit-o, n-a mai uitat-o. Dragul, jaluzea, nu mai vreau să-i văd pe aia doi cu ghioza lui și cu bacon-ul și cu... Ce m-a apuc de farfurie, mă. Și așa că o să am eu în farfurie o sălățică din mai multe combinații de legume și fructe. Portocală, mango, fructul pasionic. Pe lângă asta o să avem legumă, cum sunte, dar mame, păstăile alea verzi frumoase. O să avem castravete fabii, ardei iute. Urmă avem păstârnac, vânătă și cartofi tăiate foarte, foarte subțire la așa și prăjite separat. Deci avem, nene, legume și fructe, tot tabloul lui Mendeleev de legume și fructe. Uitați-vă cum s-a făcut asta, uitați-vă cum broboanele exact. Băi, made in India, by Sorin Bontea. Și de ce fac mai mult? Pentru că mi-am poftă. Hai, uite, deja am... lasă gura apă. Am poftă de samosă. Cartofi, mazăre, ceapă, condimente. Fac un cernei de mango, ardei capia, ardei iute, zahăr, oțet de orez, coriandru, să fie spicy, dulce. Și separat fac și un pic de iaurt cu mentă și cu coriandru. Unde e, bă, coriandru? Și puțin ardei iute, așa, să fie spicy, trebuie să fie spicy. Mă, dacă se poate să pun și eu toate elementele astăzi în farfurie, ar fi senzație, nu? Ținând cont de data trecută, de la amuleta trecută, am uitat să-mi pun toate elementele, am zis, bă, data asta... Iarăși sunt Petrică Muncitorul, iar bă, trebuie neapărat să îmi notez. Hai să vedem. Conopidă grill. Este. Sos. Check.
Salată? Ce? Cartofi? Cartofi sardadezi. Este. Ți-ai scris mapa ceva? Afumătură, bă. Iar uitam afumătura. Bineînțeles, am uitat afumătura. Afumătura, check. Gata. Gata. Terminat. Băi, farfuria arată senzațional. Frumoasă, gustoasă. Bă, foarte, nu știu, astăzi chiar îmi place despre mine. În afară de un pic de ton, n-am avut decât legume și fructe all the way pe acolo. În probă suntem toți, dar chiar sunt curios să văd ce gust au, ce au gătit ei. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.